Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Arena la zi. A început turneul final din Germania și cu el și emoțiile noastre. Suntem la pauza meciului de debut al naționalei noastre. România conduce Ucraina cu 1-0. Golul superb al lui Nicușor Stanciu face diferența. Emoțiile și ale noastre, bineînțeles, sunt la cote cele mai înalte, pentru că trebuie să recunoaștem, ne-am fi mulțumit înainte de startul acestui meci și cu egal. Toți oamenii spuneau că avem foarte mici șanse împotriva Ucrainei. Iată că până în acest moment calculele hârtiei sunt răsturnate. România a reușit să sufere și a știut, bineînțeles, în primele 15 minute să sufere împotriva valului ucrainean, după care am reușit să punem probleme și iată, golul lui Stanciu ne aduce la pauză un avantaj extrem de important. Vom discuta așadar despre ceea ce s-a întâmplat în primele 45 de minute de la München împreună cu analiștii Sport Arena la zi, de data aceasta Dacian Varga. Te salut, Dacian. Te salut, Ian. Și un invitat special, realizator Sport Total FM, domnul Răzvan Toma, căruia îi mulțumim că și-a făcut timp să treacă pe la noi. Domnul Toma, mulțumim tare mult. Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. Vă întrebam, domnul Toma, înainte să intrăm în direct, dacă vă surprinde acest rezultat și mi-ați confirmat că da. Da, surprind, nu, eu încerc să fiu corect. Eu am zis că pierdem cu 0-2 astăzi și chiar sunt plăcut surprins. Am un zâmbet natural, așa, adică nu e un zâmbet. Vă întrerup câteva secunde, mă iertați, domnul Toma, pentru că mergem la München, acolo unde moderatorul titular al postului de la Sport Arena la zi este la fața locului, Alice Bodescu. Te salutăm, Alice! Bună ziua, bună seara! Hai, România, ce faceți? Noi facem bine. După primele 45 de minute ne simțim foarte bine. Conducem în mod surprinzător. Alin, spune-ne care e atmosfera la München. Atmosfera e incendiară și la propriu și la figurat, pentru că nu s-a așteptat nimeni să fie atât de mult soare și atât de cald, dar suporterii României cred că au contribuit foarte tare la această atmosferă și... Dacă vreți să-mi faceți o poză, sunt tot cea în galben. Am văzut că tot stadionul este în galben, Alice. Exact, exact. Ei spun că am fi în jur de 30.000 de români, dar cu siguranță suntem mult mai mulți. Ne-am infiltrat și în rândul suporterilor ucrainieni. Sunt foarte mulți români amestecați. Și toată lumea stă cu sufletul la gură. Dar ne-am bucurat, nici nu ne-am dat seama exact ce s-a întâmplat la golul lui Stanciu, pentru că era toată lumea plină de emoție. Am suferit primele 15 minute, ucrainienii păreau că ne domină, însă după acest prim sfert de oră am reușit să ieșim și noi la joc, iar golul lui Stanciu, Alice, a descătușat atmosfera din tribune. Asta așa este, oricum atmosfera e foarte frumoasă și lumea cântă fără oprire. E o atmosferă de sărbătoare în tot orașul, oamenii sunt pe străzi și cei care vin la meci și cei care n-au prins bilete, din păcate, dar susțin echipa României de la terase și de peste tot. Și așteptăm să înceapă imediat următoarea repriză, eu sunt afară în momentul acesta și am emoții o grămadă. Cred că ucrainienii au simțit treaba asta și le e cald și lor, dar ne e cald și nouă, știi, cam așa. Aici la București sunt 36 de grade, Alice. Mă uitam cu colegul și prietenul Dacian Varga pe prognoza meteo de la Munich. 26 de grade? Sunt mai multe? Se resimt mai multe? Cred că sunt mult mai multe la soare, dar nu contează. Să fie cât mai multe grade și cât mai multe goluri. Asta așteptăm și de la următoarea repriză. Foarte mulți din prietenii emisiunii noastre sunt alături de noi aici în tribune. L-am văzut și pe Ionuț Rada și pe... domnul Craioveanu și foarte, foarte multă lume. Te-ai hidratat corespunzător? Bineînțeles, s-a rămas fără apă în stadion, deci toată lumea e foarte cu minte. Fără bere încă nu s-a rămas. Bun, spuneai la un moment dat că tot stadionul este galben și este normal pentru că ambele naționale au aceleași culori. Alice, care a fost totuși atmosfera înainte de a intra în stadion? Au fost, să spunem așa, incidente sau lumea a fost totuși ca o sărbătoare? Nu, e o atmosferă de sărbătoare. Toți suporterii intră împreună pe o singură intrare și automat toată lumea a venit să se bucure. Nu a venit nimeni să fie conflictual. Sunt enorm de multe familii cu puști de toate vârstele, de la bebeluși de 2-3 luni până la... copii mai mari și toată lumea a venit să se bucure, atât suporterii ucrainieni cât și suporterii români și toată lumea cântă împreună. E o competiție așa, cine cântă mai tare, dar
vă spun sigur, noi cântăm mult mai tare și ne auzim pe Allianz Arena într-un mare fel. Dacian, ai vreo întrebare pentru colega noastră, Alice? Să se ducă repede să vadă repriza a doua, că... Să știi că Dacian trăiește la cote maxime, s-a auzit de la rondul de la Piața Presei golul marcat de Stanciu, reacția lui. Este cel mai prins dintre noi toți de meciul echipei naționale. Am încercat să fim mai echidistanți, dar Dacian este trup și suflet, Alice. Cu toții suntem și știu că faceți acolo o treabă minunată și îți mulțumesc, Ionuț, pe această cale. Mă mai sunați, că să știți că vă răspund cu tot dragul din lume, mai ales la scoruri din astea. Pare că purtăm noroc. Ca la Fotbal Minut cu Munit, îți mulțumim tare mult, Alice, ai grijă acolo și dacă mai marchează România, te mai deranjăm în măsura în care eu putem să te fim. Și hai România, țineți pumnii băieților. Cu siguranță, îți mulțumim, ai grijă. Ciao, papa. Iată, Alice Bodescu, colega noastră, este norocoasă, Dacian, la fața locului, trăiește o atmosferă extraordinară și noi aici la București o trăim, pentru că suntem cu sufletul alături de băieți. Domnul Tomar, mă iertați, v-am întrerupt, spuneți că... Nu, faptul că mă bucură și mă bucur că am greșit. Argumente ați avut, da, totuși, înainte, pentru că, da, toată lumea a spus că prestația din cele două amicale a fost totuși palidă. Da, prestație palidă și totuși să nu uităm că și calificarea, chiar dacă am avut o grupă destul de ușoară, a fost destul de chinuită. Așa, Dacian, primele 45 de minute le-ai trăit cu sufletul la gură. Nu știam că ești atât de implicat la meciurile echipei naționale. Într-adevăr, îmi spuneai că la IN ți s-a făcut pielea de găină. Este totuși o performanță și faptul că am ajuns până aici, dacă am reușit să dăm aceste calcule ale hârtiei peste cap, ar fi extraordinar. Cum s-au văzut cele 45 de minute? Exact cum am spus și o săptămână înainte, când am mai vorbit de echipa națională, am spus că o să stăm mai mult la cutie și o să jucăm pe contraatac. Am speculat acea greșeală a portarilor celor din Ucraina. Sper să mai greșească ucrainienii. Mi-a plăcut că imediat după gol am rămas sus și am pus în continuare presiune pe ei în prima repriză. Important e și în repriza a doua să jucăm calculat, să jucăm cu cap, da? Să nu le dăm spații celor din Ucraina, pentru că știm foarte bine că au două benzi foarte bune și în stânga și în dreapta, da? Și Dovvik, vârful împins. Și vârful împins, da? Au jucători de la mijloc în sus, au jucători buni. Au și ei probleme pe apărare, am văzut niște greșeli personale, fără prea mare presiune pusă pe ei, și ei greșesc. I-am spus și domnului că... I-am dat câteva contraargumente. I-am spus că noi nici în calificări nu am fost o echipă care să... De acord. Să punem presiune pe adversar, să avem o posesie bună. Majoritatea, cred că 80% din goluri le-am dat pe... Da, contraatac. Pe contraatac. Da, de acord. Da. Asta am și spus, că însu era puțin așa ofuscat de meciurile amicale pe care le-am avut. Dar să știi că și eu sunt în asentimentul domnului Toma, pentru că... Eu am spus din punctul meu de vedere că sunt irelevante, pentru că noi am jucat cu două echipe care... nu o să le întâlnești la Euro, da? Suntem echipa care stă mai mult în apărare și jucăm pe contraatac. Nici într-un dintre meciurile astea două nu s-a întâmplat chestia asta. Noi am fost la conducere, da? E greu să... Jocuri școală, a fost chiar jocuri școală. Jocuri școală, exact. Sunteți în asentimentul celor care au spus că aceste două meciuri de pregătire, domnul Toma, nu s-au pliat pe ceea ce urmează să jucăm noi și că poate am fi trebuit să avem alți adversari? Nu. Am văzut că și alte echipe naționale, uite, Spania juca cu Andorra. Astea sunt, asta am zis, efectiv jocuri școală, pentru că aveai nevoie să mai faci niște exerciții, să exersezi niște faze. N-aveai nevoie să te accentezi, în primul rând, asta era așa. Și ce spuneam și înainte de a intra în studio, aveai nevoie de niște rezultate, de niște victorii, ca să-ți crească și ție puțin moralul. Nu. Mi s-a părut bună alegerea să joci cu niște echipe la îndemână. Presa din Ucraina ne-a luat la preț de matineu și a subliniat faptul că în fotbal românesc există o debandadă totală, că atât analiștii, jurnaliștii, cât și foști fotbaliști latră unii la alții, acesta este termenul pe care l-au folosit ziariștii din Ucraina, și că vom fi o pradă ușoară împotriva lor în această după-amiază. De unde e atâta aroganță împotriva unei formații care, e adevărat, este prezentă constant la turneele finale, a jucat sfert de finală la ultimul Euro, dar trece printr-un moment geopolitic ușor ciudat și
Lăsând la o parte câțiva jucători care, într-adevăr, joacă în străinătate, au și un nucleu de fotbaliști care vin de la Shakhtyor și de la Dinamo Kiev. Dinamo Kiev, da. Știi cum e în familie? Că toate te cerți și tu în familie. Gol! Da, este... este 2-0. 2-0! Răzvan Marin, dacă nu mă înșel. După Răzvan Marin este cel care marchează, dacă nu greșim, vom avea imediat confirmarea. Dacian Varga a promis totuși că va avea o reacție de genul acesta. Dacă România va marca, într-adevăr este 2-0 și nu cred că au trecut mai mult de 5 minute e de la reluare. A avut asemenea reacție. Domnule Toma, 2-0, dar nu pentru Ucraina, da, nu? Da, da, da. Juc ca la West, juc la 0. Da. Cred că sunteți totuși cel mai fericit că nu vă iese un astfel de pronostic. Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci tot pe contraatac. Uite, am scăpat pe contraatac. Da. Drăguș foarte bine a ținut de minge, a dat pasa perfectă și am reușit să marcăm golul 2 printr-un șut senzațional. Da, uite, șuturi la distanță au intrat, le-au intrat. Să nu ce aminte că au fost meciuri înainte în care și Stanciu, mai ales Stanciu, dar și Răzvan Marin au încercat șuturi. Corect, care... și nu au intrat deloc. Da, totuși un gol de portar din ce văd eu aici. Se pare că Lunin nu are gol de portar, e șut senzațional, puternic, gata, nu mai spune că nu contează. E 2-0. Da, Dacian este suporterul ideal al echipei naționale. Domnul Toma, revenim la aroganța ucrainienilor. Pe ce da, credeți că se bază? Asta vreau să spun. Te mai ceți în familie, știi, și sunt niște realități, dar când o spune cineva din familie, nu te supără. Dacă îmi spune, vine un vecin și spune treaba asta, te cam râcâie. Așa și pe noi. Ce spun ei, nu-i departe de realitate. Dacă nu o spun ei, parcă sună așa puțin, nu sună bine deloc pentru noi. Și aroganța vine de la faptul că suntem destul de jos din punct de vedere valoric și ei acum se uită de sus la noi, pentru că au niște fotbaliști mai buni, au niște echipe care se duc mult mai departe. Domnul Toma, aș vrea să vă contrazic că la turneele finale să știți că se egalează, cât de cât se egalează valorile. Dacian, iartă-mă că te contrazic eu pe tine, este cea de-a doua victorie, dacă se va termina în 17 meciuri la un turneu final de campionat european. Deci România, nici măcar cu generația aceea mare, nu reușea să bată... Nu-ți aminte că am avut și mult ghinion. Am avut, dar... Haideți să fim și realiști. Știi, știi ce te mai contrazice? Te mai contrazic rezultatele astea prime, că au bătut numai favoriții. Deci în afară de... Hai să zicem, Danemarca a făcut singura surpriză până acum. Da, dar în rest au cam bătut favoritele. Ceea și ce... la handicap multe dintre ele, pentru că am văzut 5-1, 3-1, da, 3-0. Da, uite, ai văzut Anglia, 1-0, greu, da, adică... Da. E adevărat. Din fericire am fost martor ocular la singura victorie de până acum, la Charleroi. Dacă vă uitați la reluarea golului lui Chivu, o să vedeți că în dreapta porții e unul cu păr și barbă și mustață neagră la vremea respectivă, care își ridică mâinile în sus. Ăla sunt eu, aveam criterii de fotoreporter. Deci da, ați trăit prima victorie de la un turneu final live, domnule. Exact. Da, acum da, o putem trăi pe cea de-a doua aici împreună la Sport Arena la zi, în platoul Metropola TV, pentru că trebuie să spunem, este 2-0 pentru Naționala României. După golul lui Stanciu, iată că și Răzvan Marin prinde un șut fantastic, așa cum spune Dacian, și îl înduce pe portalul Lunin. Mai este o statistică interesantă. Cei de la UEFA au făcut primul 11 al celor mai buni jucători din această grupă, domnul Toma, și bineînțeles, din păcate, îmi România... Îmi mai am reacții, dar mai mă uit și la meci și am avut o ocazie foarte mare acum. Deci este fanul... Nu mai povestești. Iar Naționala României nu are niciun reprezentant în primul 11. Belgenii au 5, ucrainienii au 4 și slovacii au 2. Nu, aici nu mă supăr. Nici pe Drăgușinul l-ați fi văzut acolo la linia de fund? Nu. Gol! Hai, că acum 3-0! Spectacol la München! Este 3-0, marchează spectacol și Denis Mann. Într-adevăr, o partidă care cu siguranță va rămâne în istorie. Cine s-ar fi așteptat ca după 60 de minute România cotată cu șansa patra în această grupă să conducă cu 3-0? Iată, Denis Mann duce această diferență la una de neconceput înaintea primului fluier al acestei partide. Domnul Toma, trecem deja 3 puncte? Eu zic să mai stăm... Să mai treacă 10 minute și le punem 3 puncte. Da, să mai stăm puțin că... Senzațional. Fotbalul este imprevizibil, da, așa e. Mi-amintește puțin de meciul cu
URSS-ul de la Mondialul din 90, când tot așa ne așteptam să... Aveam echipă bună atunci, dar totuși URSS-ul era echipă considerată mai bună. A, este Denis Drăguș cel care marchează. Sper să nu fie în afara jocului. Așteptăm decizia arbitrilor din camera VAR, pentru că iată șutul lui Denis Mann pune latul Denis Drăguș, să spunem că nu este în spatele penultimului apărător și că acest gol va fi validat. Vom avea ceva emoții și după ce vom afla dacă golul este validat sau nu, vom intra într-o scurtă pauză. Așadar, rog colegii din regie să ne mai păstuiască un minut să aflăm dacă intrăm cu 3-0 în pauza publicitară sau dacă vom intra cu 2-0. Până atunci spuneam de acest clasament echipa asta, în care noi nu avem niciun reprezentant. Deocamdată asta, aici ne-am situat, aici suntem așa și era normal să aibă mai ales belgienii 3-0. Și ucrainenii. Da, 3-0 într-adevăr. Da. Noi ne pregătim să intrăm într-un scurt moment de publicitate. Revenim să sperăm că scorul va rămâne așa sau dacă nu, mergem spre 4-0. Am revenit în platoul Sport Arena la zi alături de Răzvan Toma și Dacian Varga și alături de România, Ucraina, pentru că în momentul în care am intrat în pauză, scorul era 3-0, se confirmase ultimul gol al lui Denis Drăguș, așadar Nicușor Stanciu, Denis Mann și Denis Drăguș sunt cei trei care au reușit să ducă România la o astfel de diferență după 64 de minute. Este o zi importantă pentru fotbalul românesc, dar este o zi importantă și pentru echipele din Liga a doua, pentru că astăzi FC2 Voluntari, sub comanda lui Claudiu Niculescu, noul tehnician adus să readucă echipa în primul eșalon, au făcut primul antrenament. Vom avea câteva materiale de acolo. Vom începe cu primul. Ionel Luțan, colegul nostru, a fost la Voluntari și ne aduce primele informații, bineînțeles, și câteva cuvinte din partea noului antrenor, Claudiu Niculescu. Suntem cu antrenorul principal al lui FC Voluntari, FC Voluntari, Claudiu Niculescu, de la cămașa de prezentare la trainingul de antrenor, rapidă schimbare. Păi, gata, începem treaba. De astăzi suntem pe teren și ne așteaptă o perioadă grea. Neapărat o perioadă grea, în special pe jucători, așteaptă o perioadă foarte grea, pentru că va trebui să ne pregătim foarte bine din toate punctele de vedere. Ne așteaptă un campionat foarte greu. Va fi o perioadă destul de lungă de pregătire precompetițională, dar zic că e necesară pentru ceea ce vrem să facem în sezonul viitor. Da, prima discuție așa am văzut-o prietenească cu Igor Arma și experimentatul capitan al echipei. Ce ați discutat, Claudiu? O să am discutat. Ce să poate spune? Azi m-am bucurat să-i văd pe toți, ușor-ușor să-i cunosc pe fiecare în parte. O să am discuții individuale cu toți, atât cât va permite timpul, așa în fiecare zi se iau câțiva, pentru că trebuie să ne cunoaștem mai bine și îmi place să am astfel de discuții individuale, pentru că ne ajută și pe mine și pe jucătorul respectiv, ne ajută să ne dezvoltăm și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a avea rezultate bune împreună. Ce le-ai spus jucătorilor? V-ați adunat așa tradițional la mijlocul terenului acolo, primele cuvinte, știu eu. A fost așa o discuție amicală, ne-am cunoscut, așa a fost o primă întâlnire între mine și ei. Le-am spus așa în mare parte cam ceea ce doresc. Știu foarte bine ce vreau să facem, știu foarte bine ce vreau să le cer și sper că vor răspunde pozitiv la toate cerințele mele din punct de vedere sportiv, bineînțeles. Da, știi foarte bine Liga a doua și cu siguranță la startul întrecerii, cred că vreo 10, 12, 15 echipe se gândesc în primul rând la play-off, ceea ce arată, cred eu, atractivitatea competiției. Bineînțeles, când am spus că va fi o luptă dură, va fi cu adevărat, va fi o luptă de acest gen, pentru că acum sunt 22 de echipe. O trebuie mai multe puncte din punct de vedere matematic pentru a ne califica în play-off și de aceea trebuie să repet ceea ce am spus astăzi și anume faptul că a trebuit să fim foarte, foarte bine pregătiți pentru sezonul care urmează. Sunt, cum bine ai spus, sunt multe echipe care și-au propus ca obiectiv calificarea în play-off, echipe de tradiție, echipe care și-au anunțat public ca obiectiv promovarea în prima ligă, cum de altfel se cere și aici, acesta este și obiectivul nostru. Așa că va fi dur, va fi luptă crâncenă, dar eu cred că, nu cred, sunt convins că ne putem realiza obiectivul la finalul acestui sezon.
până la plecarea în cantonamentul de la Brașov, foarte probabil Claudiu Lotrul ar trebui să fie aproape complet. Eu sper că săptămâna aceasta, până la sfârșitul acestei săptămâni, să definitivăm lotul, pentru că am nevoie de toți jucătorii care vor compune acest lot. Pentru că, repet, urmează o perioadă grea, merge la munte, vor trebui să fie pregătiți din punct de vedere fizic, în primul rând. Au avut o vacanță destul de lungă și cred eu că în aceste zile, în două, trei zile, hai să spunem, bun, la finalul acestei săptămâni, cred eu că lotul nostru va fi definitivat. Da, Supercupa României, Cupa României, ca antrenor aici la Voluntarii, Claudiu Niculescu, acum trofeul ar fi revenirea rapidă în prima ligă. Ar fi extraordinar, de aceea trebuie să fim încrezători că putem realiza aceasta eu, împreună cu jucătorii, bineînțeles și cu conducerea clubului. O trebuie să formăm cu toții o echipă și sunt convins că așa va fi. Ar fi o performanță, bineînțeles, pentru mine, dar nu mă gândesc la acest aspect, absolut deloc. Mă interesează, în primul rând, să ne îndeplinim obiectivul, pentru că FC Voluntarii oferă toate condițiile necesare performanței. Așa că contează mai puțin performanța pentru mine, ci contează doar acest lucru, să promovăm în prima ligă. Da, cred că fiecare minut Mister Claudiu Niculescu contează în pregătirea noului sezon, așa că îți mulțumim foarte mult. Spor la treabă și succes la întoarcerea acasă, așa cum ai punctat. Claudiu Niculescu, dragi prieteni Metropola TV, la revenirea acasă, așa cum a exprimat experimentatul, aș putea spune, tehnician, cel care are trofei importante cucerite aici la Voluntari. S-a întors acasă pentru a readuce rapid vara viitoare această echipă în peisajul Superligii. Mulțumim, Ionel Luțan, colegul nostru de la Sport Arena la Zi. Primei impresii cu Claudiu Niculescu, noul tehnician adus să, așa cum spuneam, readucă formația ilfoveană după doar un sezon în Liga a doua, înapoi în Superliga. Domnul Toma, vedeți posibilă, probabilă revenirea imediată a lui FC Voluntari în prima ligă, la cum arată momentul de față lotul? Va fi greu, va fi foarte greu, adică e mult mai Rața greu. Rața a plecat, Dumiter a plecat, Boboc a plecat. Nu numai din cauza asta. Și pentru faptul că sunt mult mai multe echipe valoroase, să zicem așa, mai apropiate de dorința de promovare față de sezonul trecut. Când sezonul trecut a fost practic o penurie, așa, nu știe cine o să intre, știi? Și până la urmă au fost și cu echipele cu probleme, gen Corvinu și Schellenberg, care n-au avut dreptul. Dar sunt în continuare. Corvinu nu are drept de promovare. Da, nu știu cum rămâne cu Corvinu până la urmă. Am zis că așteaptă o dispensă de la Federația Română de Fotbal. Încă este sub semnul întrebării prezența lor. Cel puțin la nivel competitiv, dacă pot să pună probleme pentru a reveni sau nu. Dar uitându-ne totuși la Voluntari, Dacian, cum îi vezi? Îi vezi având puterea să revină imediat în Superliga? Da, eu cred că e și cu Craiova, părerea mea. Să nu uităm de Argeș cu Dani Coman. Și Argeșul, da, prin venirea lui Dani Coman, am văzut că au făcut și niște transferuri foarte bune, au luat jucători din Liga 1, dar eu cred că 3-4 echipe, să spun așa, le-aș vedea. V-aș întreba atât pe tine, Dacian, cât și pe dumneavoastră, domnul Toma, de ce tipologie de jucători ai nevoie în momentul în care vrei să promovezi de la o ligă la cealaltă? Ai nevoie de jucători de la o ligă superioară celei în care te afli? Sau poți veni cu jucători, așa cum este cazul Oțelului, care știm foarte bine a promovat succesiv din Liga 3 până Liga 1, cu foarte puține implanturi de la ligi superioare cele în care se afla? Dacian sau eu? Dacian este. E cu sufletul la München. Ai spus la final. Da, o echipă de genul ăsta cu jucători care ai construit. Uite, sunt jucători care au evoluat în sezonul trecut la Oțelul, care au pornit din eșelonul 3. Sau, uite, un jucător gen Musi. Musi, care a fost la Iași în momentul promovării, să ne ținem aminte, un jucător ăștia care nu și-au găsit loc la echipele lor, de unde provin, și au fost împrumutați și au vrut să arate că pot. Și au valoare. Au valoare. Zic că ai nevoie și de niște jucători cu experiență. Ai nevoie, clar ca să cum să spun, dar în mare echipa asta pe care o construiești, jucătorii care vor să se afirme. Pentru că știi ce se întâmplă, Dacian? Adică știi mai bine că ai fost fotbalist. Sunt mulți fotbaliști ăștia mai în vârstă care la un moment dat nu mai au cheful de odinioară să mai joace și
Da, dar sunt jucătorii cu experiență, de ei vorbeam, te ajută în momentele grele. Sunt meciuri în care trebuie să știi, să ții de un rezultat. Uite, da? Că tot vorbeai de jucători cu experiență, unul dintre cei cu experiență care au rămas la FC Voluntar este capitanul Igor Arma și haideți să vedem ce a avut de spus la primul antrenament sub comanda lui Claudiu Niculescu. Prieteni, prima ședință de pregătire pentru FC Voluntari în perspectiva pregătirii unui sezon de Liga a doua care se anunță foarte, foarte interesant. Prezent, cum putea fi altfel, capitanul echipei, experimentatul internațional Igor Armaș, încă din prima zi sub comanda lui Claudiu Niculescu. Te salut, Igor, bună ziua! Bună ziua! Un nou început și pentru tine de această dată, din păcate, într-un fel în Liga a doua. Cum vezi tu, Igor, această participare în eșalonul secund? Da, într-adevăr, din păcate, suntem în Liga a doua, dar acum trebuie să facem tot posibil să nu ne reținem în Liga a doua. Și din primul an să promovăm, așa au trasat obiectivele conducerea clubului, antrenorul principal împreună cu stafful lui și eu, ca cred că unul dintre cei mai... Cel mai, nu cred, nu că mai e și Adam Nemes, nu știu dacă rămâne cu noi, dar ar fi bine. Rolul meu e să-mi fac în primul rând treaba foarte bine pe teren și... să ajut să formăm un grup frumos și un grup care să obțină obiectivele trasate. Ce te-a determinat, Igor, să rămâi totuși la FC Voluntar, chiar în Liga a doua, tu un internațional cu zeci de meciuri în echipa națională din Republica Moldova? Eu am jucat 6 ani la Voluntari. Voluntari nu e un oarecare club pentru mine. M-am atașat de oamenii care sunt aici și plus că am promis că Voluntari va fi ultimul meu club din carieră și n-am vrut să mă las anul ăsta și așa s-a primit că voi rămâne aici și sunt prezent total aici. Din echipa națională a Moldovei în Superliga, 6 sezoane, iată acum, Igor, și pentru tine o premieră în Liga a doua. Da, din păcate, da, cum am mai spus și mai devreme, dar nu s-a întâmplat nimic strașnic. Noi trebuie să facem tot posibil să ne întoarcem înapoi în Superliga. Da, Vadim Raț te-a lăsat singur aici la Voluntari, a plecat și Vitalie Damașcan, dar capitanul rămâne pe corabie până la capăt. Să spunem că asta e vorba corectă. Știi ceva de Liga a doua totuși? Ai mai urmărit așa din când în când partide la acest nivel? Știi la ce te aștepți în momentul în care va începe campionatul? Da, fotbalul peste tot e același. Clar că individualizarea jucătorilor va fi alta, dar aici prin determinare trebuie să compensezi, prin organizare bună a echipei. Și nu e o sperietoare pentru mine, mă voi acomoda foarte repede și o să încerc să-mi ajut colegii să facem lucruri bune la Voluntari. Da, s-a întors Claudiu Niculescu, cel de care se leagă performanțe remarcabile aici. Pentru Claudiu, pentru tine, Igor, trofeul care urmează ar fi revenirea rapidă în Superliga. Da, ar fi foarte bine, dar mai devreme m-ați întrebat dacă este cunoscută Liga a doua. Am jucat chiar anul trecut în cupă cu Schellenberg. Echipa lui Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu, da, înainte să accedem în grupele Cupei României. Și am bătut cu greu 2-1, minutul 90 am dat gol și am simțit pe propria piele. Plus că am jucat și cu Hunedoara, care a și devenit deținătoarea de cupei, trofeului. Și cam înțeleg ce ne așteaptă și cred că vom fi pregătiți pentru asta. Da, și ultima întrebare, Igor, pentru că îți dorim spor la treabă. Probabil că după ce FC Voluntar va reveni, poate vara viitoare în prima ligă, cine știe dacă nu mai prelungești cu un sezon, să mai calci încă o dată gazoanele din primul eșalon. Ar fi bine eu să-mi fac datorie și să văd pe Voluntari în Superliga României, pentru că mă simt dator față de acest club și gândurile sunt doar la asta. Dar ce va fi din vară, deja vom vedea. Capitanul echipei, prieten, Igor Armaș, cel care a rămas aici la FC Voluntar, alături de mulți jucători cu mare, mare experiență. Prima ședință de pregătire sub comanda lui Claudiu Niculescu este de muncă. Îi dorim succes lui Igor și cu siguranță va fi un pion important în continuare aici la FC Voluntar. Igor Armaș, capitanul Voluntariului din sezonul trecut, poate jucătorul cel mai afectat de această retrogradare pe care trebuie să recunoaștem cu toții, nimeni nu o anticipa, în condițiile în care FC Voluntari avea nevoie doar de un punct acasă împotriva Universității Cluj să rămână cel puțin în zona locurilor de baraj. V-a surprins, domnul Toma, faptul că nu au putut obține măcar un punct acasă? Da, deci nu numai pentru punctul ăla. Era o echipă mai bună decât destule echipe de jos de acolo. Adică părerea mea că a cam căzut, a cam murit cu zile, cum se zice. Așa, era o echipă de, nu știu, de locurile 11-12.
s-a jucat în niște partide în care s-a jucat cu adversar, în sensul că a avut partide în mână, mai ales cu Dinamo. Cu Dinamo în tur, sezonul regular, mi se pare. Au fost niște partide, niște puncte care l-a pierdut complet aiurea. A fost meciul de la Iași. Gafele portarului. Gafele lui... Exact, era cel mai important. Da, Vâlceanu. Da, până atunci a jucat, aparase bine. Și, adică... Până au fost în moment exact. Niște... Da, dar i-a băgat în campionat pe Iași, care la un moment dat părea condamnat. Da, da. Deci cu egalul ăla, cu victoria Iașiul a... Exact. Într-adevăr. De fapt, ăla a fost meciul care a păstrat Iașiul în momentul respectiv în Superliga de aceea. Vezi portarii, viața portarilor. Ai avut și ultimul meci care l-ai jucat, ai avut acasă. Da, dar oricum, mie mi-a plăcut declarația lui Igor Armaș, în care a spus că este dator clubului și își dorește foarte mult să... aducă iar voluntari în Liga 1. De astfel de jucători ai nevoie. Bun, am început cu antrenorul Claudiu Niculescu, am continuat cu capitanul Igor Armaș, mergem ușor-ușor către partea superioară a ierarhiei și vom vedea ce a avut de declarat președintele clubului Bogdan Bălănescu. Prieteni, încheiem această scurtă ședere aici la voluntar, la prima ședință de pregătire pe care divizionarea secundă, din păcate spunem asta, preluată de Claudiu Niculescu, parcurge alături de directorul general al clubului, domnul Bogdan Bălănescu, la prima sa experiență la Liga a doua. Așa e, domnule Bălănescu? Așa e, viața te încearcă, te trece prin toate încercările posibile. Sigur, este o părere de rău, a fost un șoc pentru noi, dar viața merge înainte și trebuie să... revenim cât mai repede în Liga 1. Am văzut, domnule Bălănescu, că foarte mulți dintre actorii importanți fotbalistici aici la FC Voluntari au rămas la datorie în frunte cu dumneavoastră pentru a readuce echipa Rapid în prima ligă. Așa este. Noi am comis-o, cum se spune, noi trebuie să o reparăm. Sigur, am apreciat foarte mult jucătorii care au rămas și care vor să readucă echipa în prima ligă, începând cu capitanul nostru Igor Armaș, continuând cu Luca Zdropa, cu Angelo Cocean, cu Doru Andrei, cu George Merloi, cu Nicu Carnat, cu posibil Adam Nemeț. Sigur, sunt niște băieți de mare caracter, niște jucători cu mare valoare și experiență care cu siguranță ne vor ajuta în sezonul următor. Da, domnule Bălănescu, lotul la dată parcă în continuare ca unul de primă ligă. Iată ce nume important au rămas aici la Voluntari. Mai sunt jucători care au căutare, cu siguranță George Merloi este unul dintre ei, spunea și de Doru Andrei. Încă sunt jucători care sunt interesați pentru multe alte grupări. Îi convinge să joace la Liga a doua? Păi nu trebuie să-i convingem noi, trebuie ei să fie convinși că vor să joace la Liga 1. Sigur, dacă va veni o ofertă foarte bună pentru club și pentru jucători, lucrurile se pot schimba. Dar în acest moment ei fac parte din lotul echipei noastre și au început pregătirea deja pentru noul sezon. Da, Liga 2 este și ea foarte, foarte atractivă. Ca și dumneavoastră, ca și Robert Gherghe, sunt la multe echipe oameni importanți în conducere, antrenori cunoscuți în fotbalul românesc, jucători de asemenea de calitate. Se anunță, domnule Bălănescu, și la Liga 2 o întrecere foarte importantă. Preferanță nu știu cum e la Liga 2, dar asta e viața. Sigur că da, va fi o luptă crâncenă pentru promovare, dar să știți că principalul obiectiv este să formăm un nucleu, o echipă care să producă rezultate cu experiența lui Claudiu, care s-a reîntors acasă, este cel mai titrat antrenor al clubului, a obținut cele mai mari performanțe, singurele trofee de altfel din vitrina clubului și pe asta ne bazăm să revenim în prima ligă. Asta vorbeam și cu Niculescu, pentru el acolo următorul trofeu important aici la Voluntari ar fi revenirea în prima ligă, pe lângă cupă și supercupă, cel mai important trofeu ar fi vara viitoare, revenirea în Superliga. Acolo unde cred cu tărie, de altfel că FC Voluntari și are loc. Sigur, condițiile de care beneficiază echipa și tot ceea ce se întâmplă la FC Voluntari ne dau dreptul să credem că acolo ne este locul, dar trebuie să și demonstrăm lucrul acesta și nu știu dacă va fi singurul trofeu din sezonul care stă să înceapă pe 3 august, dar și Cupa României întotdeauna va fi un obiectiv al clubului. Este mult de muncă, domnule Bălănescu, încă din prima zi văd că băieții s-au angajat serios la efort, perspectivele, premisele sunt favorabile.
E foarte mult de muncă. Acum totuși beneficiem sau am beneficiat de o pauză destul de lungă ca să putem să ne calibrăm și vis-a-vis de transferuri și vis-a-vis de organizare, ceea ce la Liga 1 nu prea este timp, dar sperăm că munca de acum din perioada precompetițională se va vedea în timpul campionatului. Spor la treabă, domnule Bălănescu, și să ne vedem în aceeași formulă vara viitoare, când vom savura cu toții revenirea lui FC Voluntari în prima ligă. Pare ușor pentru noi, mult mai dificil pentru dumneavoastră. Doamne ajută și mulțumim frumos! A fost prieteni domnul Bogdan Bălănescu, directorul general al FC Voluntari, aici în prima zi de lucru oficial al lui Claudiu Niculescu ca tehnician al divizionare secunde din Voluntari. Destui jucători importanți rămași aici la Voluntari, din cei care au evoluat în Liga 1. Programul de pregătire este unul bine pus la punct. Urmează un cantonament montan la Brașov, o serie de jocuri amicale, pentru că la ora startului, în direct la Metropola TV și Sport Total FM, din 3 august echipa să arate așa cum își doresc oamenii de aici. Ținem aproape și vom oferi mereu informații proaspete la obiect legate de activitatea de la FC Voluntari. Mulțumim tare mult, Ionel Luțan, că a îndurat temperaturile ridicate din capitală. 36 de grade au arătat termometrele astăzi. Ionel a făcut un adevărat efort, a mers în sânul echipei FC Voluntari să vadă exact cum stau cu pregătirile înaintea startului de sezon. Cam o lună și jumătate, cele 6 săptămâni clasice de pregătire, domnul Toma, pe care orice echipă ar trebui să le aibă înaintea startului unui sezon. Așa spune cartea. Da, întotdeauna am fost adeptul unei pauze mai lungi pentru... Să aibă și, sunt și fotbaliști oameni, să aibă și ei timp să se relaxeze și pe aceea să înceapă pregătirile așa cum trebuie. Nu știu, n-am înțeles niciodată graba asta la prima ligă. La ligile celelalte de la doua în jos au timp oamenii, dar graba asta de la Liga 1 n-am înțeles-o niciodată, dar asta este, trebuie să mergem mai departe. Spuneai că au plecat destui jucători de la Voluntari, dar a rămas Neagică, nu? Neagică a rămas, într-adevăr. Era tare supărat Neagică de această retrogradare. Chiar cocheta cu ideea de a se muta la Voluntari secțiile de basket și de volei, acolo unde au fost ceva performanțe. Dar cu siguranță atât dânsul cât și echipa dânsului, Dacian, vor reveni și în platoul nostru și vor reveni și pe stadionul FC Voluntari și în toată țara, pentru că Neagică este un obișnuit al tuturor stadioanelor, primit cu brațele deschise peste tot. Și cred că ne-ar mai face plăcere, nu? Să-l mai vedem. Are niște povești fabuloase. Are niște povești fabuloase. Un rapidist pur sânge crescut lângă stadionul Giulești, transformat într-un voluntărean 100%. Și să mai dau așa puțin din creasă de la Voluntari, a fost Igor Armaș, a fost printre singurii jucători care și-a cerut scuze față de Neagică după retrogradare. Într-adevăr. Vom vedea ce se va întâmpla la Voluntari, prieteni, pentru că s-a dat drumul la muncă, vor urma 6 săptămâni intense, obiectivul clar pentru Claudiu Niculescu, cel mai bun antrenor din istoria Voluntarului, cu o cupă și o supercupă câștigate, obiectiv clar, revenirea încă de anul viitor în cel mai bun eșalon fotbalistic al țării. Revenim însă la München, nu suntem noi acolo, însă vedem ce face Naționala României. În continuare 3-0, minutul 85, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș sunt cei trei marcatori din această după-amiază călduroasă atât la București cât și în Germania. Domnul Toma, mai avem emoții cu 5 minute înainte? Trecem cele 3 puncte în dreptul nostru? Da. Fără probleme. Și calculele se simplifică. Da, se simplifică. Acum știi cum e. Trebuie totuși să privești cu atenție și meciurile următoare. Hai să zicem că Belgia... Nu trebuie să ne ducem învinși din prima, dar Belgia, să zicem că e o pierdere calculată. Dar cu Slovacia trebuie privit cu mare atenție, pentru că hai să ne ducem aminte în Franța, în ultimul nostru mondial, în 98, am trecut de ce era mai greu, de Columbia și de Anglia, și era să o pățim cu Tunisia, ne-am vopsit blonzi și era să pățim o rușine. E bine să fie în priză, să rămână în priză după meciul ăsta. Pentru că... Eu sunt curios cum o să abordăm al doilea meci. Da, este. Pentru că vom avea doar 4 zile de odihnă față de 5 câte vor avea slovacii între meciul nostru și meciul lor. Exact, da. Și acum trebuie gândită foarte bine cum analizezi acest... Întrebarea mea către tine ar fi, Dacian, crezi că în momentul de față Edi Ordănescu și-a schimbat gândirea inițială de a trata meciul cu Belgia după ce vede acest rezultat de 3-0?
Nu, da. Adică dacă nu s-ar fi terminat cu scorul acesta, ar fi abordat altfel? Sau crezi că este influențat de această victorie care se profilează în drept? E greu să joci cu aceia jucători trei meciuri. La și în șapte zile. Da, asta spun. Și o intensitate foarte mare, da? Totuși vorbim de un campionat european. De asta spun că eu cred că patru jucători să fie schimbați cu Belgia ca să fie mult mai proaspăți pentru ultimul meci. Pentru că tu în ultimul meci, dacă reușești un rezultat de egalitate, eu cred că ești calificat. Dacă ar fi să schimbăm, dacă ar fi să schimbăm, domnul Toma, ar trebui să o facem de la mijloc în sus, bănuiesc. Cred că da, linia de fund nu trebuie umblat după ce, impecabil. Iată, ești aproape să ieși neînfrânt din punct de vedere al golurilor primite. Nu, impecabil. A fost și acum cât a fost intervenția lui Ionel Luțan, ne-am uitat, inclusiv portarul Niță a avut niște intervenții extraordinare. Mi-era teamă, vă spun sincer, mi-era teamă de acele gafe ale apărării. Ați înțeles aminte, vorbeam noi de Israel, de Kosovo, așa. Nu, azi au fost impecabili. Și bine ai spus, dacă e să se umble undeva, de acolo. De obicei, ai și văzut, când este eliminat un atacant, nu e mare nenorocire. Când e eliminat un fundaș, imediat se face înlocuire. Scoți un atacant și acolo nu se umblă. V-a surprins puțin primul 11 pe care Edi l-a trimis astăzi? Nu, deloc. Este aproape mi s-a părut cel mai bun. 11-le cu Bulgaria, exceptând Coman Mihăil. În rest, a păstrat acel 11. Da, mi s-a părut cel mai bun. Nici nu prea ai multe opțiuni, că înainte, când era generația anilor 90, atunci puteai. Spuneai niște întrebări, mă, că poate pe ăla, așa, dar cam asta. Întrebare, Mihăilă acolo, poate Mihăilă cu Coma, dar nu, mie inclusiv s-a părut... Inclusiv dezbaterea aceasta fără sfârșit a lui Denis Drăguș de a fi, domnul Toma, noar adevărat sau nu. Pentru că Marius Șumudică, cel care l-a antrenat la Gaziantep, spune că el este noar, Edi Ordănescu îl vedea mai mult o extremă stângă. Și iată că îl folosește acum, vârf împins, e adevărat, și în condițiile în care Pușcaș este departe de forma cea mai bună, iar Denis Alibek cu ceva probleme medicale probabil nu a fost la 100%. Da. Eu zic că e amândouă și asta e avantajul lui, pentru că poate fi folosit și într-o parte și în alta. Și a făcut treaba. Face bine și faza defensivă, Drăguș a venit de foarte subordonat planului tactic, exact. Exact, adică nu este un atacant care stai doar acolo și faci doar tatonezi. Nu, a venit, a ajutat mijlocaș și central. Eu zic că cel mai bun 11, sincer. Adică nu văd. Hai să spui că poate acolo poți la Coman, da. Dacă ne uităm la Travaliu făcut de Coman, senzațional. Da? Nu poți ca mijlocaș lateral și Coman și Ban. Nefiind obișnuit să joci tu asta la FCSB, dar ce am? Pentru că nu știm. Da, dacă ai o condiție bună, poți să faci. La FCSB nu prea aveai nevoie. Și pentru că tu erai echipa care dominai, tu erai echipa care era în posesie. Dar aici, la echipa națională, e altceva. Da, intrăm în prelungirile acestei partide de la Munich. Este în continuare 3-0, doar 4 minute de prelungire au fost arătate. Așadar, mai avem de răbdat și de așteptat 4 minute pentru cea de-a doua victorie a naționalei noastre la un turneu final de campionat european. Vă reamintim, precedenta este obținută tocmai de generația de aur, atunci când la Europeanul din 2000 reușeam în minutul 93 să răpunem Anglia cu 3-2. Iată că acum marcăm tot 3 goluri împotriva Ucrainei, o formație mai bine cotată decât naționala noastră și o formație care poate ne-a considerat extrem de slabă în comparație cu ceea ce au ei din punct de vedere al vedetelor, dar iată că spiritul de grup, domnul Toma, acea familie de care tot spunea Edi Ordănescu și la care la un moment dat începuse să ne enerveze, pentru că tot spunea mereu de forța grupului, noi vedeam că echipa nu joacă, el ieșea și spunea că forța grupului. Iată că până la urmă, cam așa poți, atunci când ești din punct de vedere valoric mai slab, să poți răpune o formație superioară ție. De data asta a ieșit și el știe foarte bine pe al lui, știi că la un moment dat noi mai criticăm din cauza lipsei de rezultate, că nu facem de dragul de a-l critica, dar știe el ceva și cu forța asta. Și în asemenea e greu pentru că noi nu avem jucători gen un Messi, un Cristiano Ronaldo care să-ți facă diferența. Și atunci doar prin unitatea de grup poți să câștigi. Tocmai de asta am și câștigat grupa, da? Până la urmă am câștigat fără înfrângere. Și doar 5 goluri primite. 5 goluri primite. Între care 2 cu Elveția acolo. Asta am spus. Da? Adică doar prin unitatea de grup. Acest meci cum am câștigat? Credeți că după acest meci Edi Ordănescu înclină balanța spre a rămâne în continuare la echipa națională, domnul Tom?
credeți că a ținut acest meci de răspunsului? Cred că mai așteaptă. Cred că mai așteaptă să vadă ce facem. Eu cred că dacă iese din grupă, eu cred că... Da. Dacă iese din grupă. Uite, vorbeam noi... 20 de secunde. Acum a fost prima lor ocazie. Mingea a căzut pe transversală. Așa. Când ne pregătim să încheiem partida de la München, ne pregătim să încheiem și emisiunea noastră. Domnul Toma, o plăcere și vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Dacian Vargas, mulțumesc pentru reacții, pentru informații. Vă mulțumim dumneavoastră, celor care ați fost alături de noi. Ne prezentăm scuze dacă reacțiile noastre din timpul partidei au fost exuberante. Ale prietenului și colaboratorului Dacian, pentru că el trăiește cel mai intens fiind jucător, venind din iarbă și știe foarte bine ceea ce se întâmplă. În câteva momente, Fulvia Bogaciu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Eu am fost pentru dumneavoastră Ionuț Florea. Până data viitoare, rămâneți alături de tricolori, rămâneți alături de Metropola TV.